Și anul acesta, comuna Runcu va fi gazda celei de-a doua etape de off-road. Anul acesta, competiția se va chema 100 Tracks Run, iar vineri se va da startul competiției. Anul acesta, Runcu desfășoară a doua etapă de off-road. Anul acesta se va chema 100 Tracks Run. Se va desfășura în perioada 21-23 aprilie, respectiv joi, vineri și sâmbătă, weekendul acesta. Prima zi, respectiv joi, va începe cu verificările tehnice, cu înscrierea competitorilor. Vineri este prima zi de start, sâmbătă este a doua zi de start. Ne bucurăm de un număr mare de competitori, cum a fost și anul trecut. Anul acesta, în concurs, vor intra trei clase. Traseul stabilit va fi parcurs de cele trei clase care vor intra în concurs. Din zonă ne permite să facem o competiție foarte dură, ceea ce unei categorii din cadrul concursului, și anume categoria hard, este încântată, drept pentru care practic lungimea traseului de la hard este undeva la 30 de kilometri. Este o lungime mică în comparație cu alte zone. Area de desfășurare acestui track pe care vom merge băieții este undeva între pe o lungime de 10 km, lățime de 5 km și în cadrul acestei arii avem 30 de km de trasee. Ca nivel de competiție și ca nivel de navigație și ca principiu în sine. Hand Tracks vine ca după vreo 15 ani de off-road făcut în pădure după sistemul clasic de a merge prin pădure cu roadbook. A venit cu un sistem electronic astfel încât toți concurenții participă la cursă și navighează la cursă cu ajutorul unui telefon mobil. Prin simplu fapt că primește un mail, un track pe mail făcut de noi ca organizator, el poate naviga în pădure în siguranță și știe exact pe unde are de mers. Asta e principiul de bază de navigație la Hand Tracks, fie că e vorba de clasa hard sau soft sau trip. Competiția va lua sfârșit sâmbătă, când va avea loc și festivitatea de premiere.